Bună ziua și bine ați venit la Muzeul de Artă din Roma. Astăzi, într-o zi deosebită, pentru un om deosebit și pentru toți cei care îndrăgesc oamenii frumoși și cei care au de oferit ceva frumos fiecăruia dintre noi. O avem alături de noi pe Elena Fogel. Este la a cincea întâlnire aici la Muzeul de Artă din Roma. Când doamna Fogel ne oferă crâmpeie de viață, așa cum a început cu acel volum de poezie atât de frumos intitulat Crâmpeie de viață, apoi cu poeme trăite, poeme iubite, o amintire și o uitare. După cele patru volume de poezii pe care le-au oferit, să zic, spunem așa, nouă adulților, de data aceasta a venit cu o nouă provocare. Știm cu toții că doamna a fost educatoare și a rămas o educatoare, o formatoare de tineri și de tinere talente, putem spune, drept pentru care al cincelea volum, semnat de Elena Fogel, este dedicat copiilor. Putem spune dragostea ei de o viață. Sigur. Așa este. Cât ți-a l-ați predat în învățământ? Destul de mult, încât să am copii, acum care au la rândul lor copii. Copii, așa este. Și iată-ne în fața celui de-al cincelea volum, așa cum spuneam, semnat de Elena Fogel, prima carte de poezii pentru copii, zglobii. Într-un format grafic deosebit, semnat și, da, Maria Alisca Catrinei. Foarte frumos și eu o felicit pe domnișoara pentru aceste grafice minunate care apar în cărțurie, fiecare adecvată la poeziile doamnei și care, într-un tot unitar, ne încântă în mod deosebit. Eu noi vreau să salut invitații doamnei din această seară, dar pentru că este o carte pentru copii și cu copii, avem deosebită plăcere de a avea un grup atât de minunat, după cum vedeți, de la școala Mihai Eminescu, iată și o școală cu nume de poet, Mihai Eminescu, ce putea fi mai frumos, sub îndrumarea atentă, grijulie și deosebită a doamnei Mariana Lenărdă. Am să vă las în continuare. Le urăm succes și încă o dată aplauze pentru acești frumoși copii. Da, am să spun și eu câteva cuvinte. Iată, stimata noastră doamnă Elena Fogel, alias doamna Lala, ne încântă astăzi cu versuri dedicate copiilor și nu numai. Cine puteau să exemplifice aceste poezii decât niște copii drăgălași? Ei sunt elevii mei, clasa delfinilor, clasa 3-a, așa cum a spus și doamna, de la școala gimnazială Mihai Eminescu, Roman. Cu mare drag vă dedicăm recitarea acestor poezii, îmbinate pe aici, colo, cu câteva cântecele. Vă rog să-i încurajați cu aplauze! Și începem! Pe o sârmă de la casă vin în zbor trei rândunele. De pe un stâlp încet se lasă alte două lângă ele. Astea două sunt mai mici și par și mai rușinoase. Una spune că sunt cinci, alta spune că sunt șase. Voi ce spuneți, dragi voinici? Or fi cinci sau or fi șase? Sigur, sigur, sunt doar cinci rândunele sperioase. Dintr-un cuib care mătase un pui strigă în gura mare. Ce? Cu mine nu sunt șase? Eu ce sunt aici oare? Un, doi, un, doi, trei sorață, sorațoi. Un, doi, un, doi, stați ca să vedem și noi. Un, doi, trei, un, doi, trei, vii băbaci după ei. Iar când au ajuns la baltă, băbăcei s-au răscaldă. Ce a rămas? Tot o rață, și o rațoi. Un, doi, un, doi, vine o rață, și o rațoi. Bravo! Bravo! Știa că n-avem microfon de asta. Lucesc pe o frunză două stele, mai jos mai sunt două caiele. Un vânt adie de pe lună și iată stelele împreună. Lucesc acum pe același loc patru steluțe ca de foc. Lucesc ținându-se de mână și vă transmit chiar noapte bună!
pe balta de la zăvoi, treci o rață și un rățoi. Un, doi, trei și un, doi, trei, vin bobocii după ei. Încă trei ar vrea să nate, rața spune, nu se poate. Un, doi, trei. Un, doi, trei și un, doi, trei. Un, doi, trei și un, doi, trei. Bravo! Un, doi, un, doi, ține ritmul un rățoi. După el se ține o rață cu un câr de bobocei. Vrea mereu să treacă în față, ține-l pasul, vrei, nu vrei. Rața mamă îi adună și îi numără mereu. Pare serios să spună după mine că-i de rău. Chiar la mijloc de cărare, toți s-au bulucit grămadă. Au motiv de supărare. După un ciot se vede o coadă. E o vulpe roșcovană ce le-a pus gând rău de mult. Iar acum hoțomana, ce necaz le-a fi făcut? În soapori în fuga mare, un buleu cam supărat. Vulpea ca din foc dispare și rățuștele au plecat. Bravo, 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 tata. În dimineață, în zor de zi, o roșcată îndrăzneață a sărit cât ai clipi spre poiata descuiată și-a întins lăbuța fină, pipăind cu gând de hoață, prinzând bine o găină și trăgând ușor șorață. Coada mare și stufoasă i-a rămas prin goardete, iar blănița ei frumoasă chiar în gura lui griveni. Iute-a sărit isteața prin zăbrele și ulucă, a pierdut atunci și rața, alergând ca o nălucă. Iubeata vulpe roșcovană, nu mai bine speriată, ciufulită are blana, e flămândă și însetată. Bravo! Buclucașă. Doar coada se vedea la ea. Era și iute și poznașă. Când era sus, când era jos, cu coada măturând tristețea, la fel ca un copil frumos, împrăștiind în jur blândețea. Un ghemotoc de blană roșiatic ce-și caută joaca în pom. Un pui cu gândul nebunatic, la fel ca puiul mic de om. Aduce liniște și bine când o privești, că-i jucăușă, ea poate sufletul să aline cu ochișori de mărgelușă. Bravo! Ticălosul de Miron, urmărind o vrăbiuță, s-a urcat iute-n pom și s-a prins cu o lăbuță de-o crenguță. Creanga tânără s-a rupt și Miron, fiind greoi, buf, într-o tufă a căzut, peste un mare mușuroi de furnici în roi. Vai de el, bietul miotan, mi-a lăit lui de jale, mi-a lăit de cotoșman, se aude până în vale, jale mare. S-a mai cumințit o zi, cât să uite ce-a pățit, ce va face când va fi iar de vrăbi ispitit, de gândit. Bravo.
cu rochiță cu flori multe și cu fluturi la codițe, cu miros de flori de munte și pe frunte coronițe, merge încet și legănat moldoveanca cea micuță și pornește pe cântat, însoțind o bunicuță. Când e o piatră îndrăzneață, s-a împiedicat micuța, repede a prins-o în brațe, că o iubește bunicuța. Cântă vesele și zburdă, doar cea mică-i viața ei. Buna a uitat de trudă, mai oprește-le de vrei. Bravo, bravo. Iese zilnic afară cu bunicului folos, să arate că e mare, mergând singurel pe jos. După colț apar în grabă doi căței puși pe alergat, iar bunicul întreabă dacă chiar s-a speriat. Sus în brațele bătrâne, micul pici și-a putere, că știe că acolo-i bine și al bunului avere. Râde scuturându-și șuful și s-alintă drăgostos, sărutându-l pe bunicul care îl lasă în grabă jos. Pentru un pui de gospodină am ales rețetă mică, lapte, zahăr și făină, cu iubire de mămică și un strop de alin mic adunat de la tătic.
Am să pun pe prima foaie și răsfăt să se moaie supărarea lor când vine câte o poznă de la tine, ca doar eu și puiuțul lor. Hai la treabă cum un spor, gospodină mititică, te sărută o bunică. Bravo! Mare zarvă peste tot, casa e răsturnată. Au bunicii un nepot cum n-a fost vreodată. Sare mingea în tavan, cămile se sparg, fotbalistul-i cu elan, nepoțelul drag. Pisicuțele sunt dud, vine vigilia și găinile se ascund. Rareș e mândria. Un cocoș cu creasta mare ce pe un gar cânta a strigat privind în zare, vine piața rea. A sorel bietul cățel de atâta spaimă, a fugit ca un brâsnel fără nicio faimă. Vine Rareș legănat, plin de vitejie, dar în mers s-a împiedicat, plânset să se știe. Toată curtea se destinde, doar bunicu-i trist și în brațe își cuprinde un nepot artist. Dacă frunzele se duc galbene și moarte, unde ar fi puii de cuc, unde ar sta la noapte? Dacă pomii-s dezgoliți, zgribuliți de frig, porumbei adormiți, unde să-i mai strig? Când va bate ploaia, iar pe obrăjorul meu, eu voi crede în zadar că e plânsul greu. Du-te, toamnă, dilivezi, cu noroi și zmoală, să mai vii ca să mă vezi când mă duc la școală. Vara prea repede trece și copiii merg la școală. Plouă, timpul-i friguros, dar în clasă-i cald și bine. Totul par așa frumos cu colegii lângă tine. Vine zâna cea iubită să ne spună vorbe bune. Trece ziua ca vrăjită, oare mâine ce va spune? Miau! Doi ochi mici dintr-un ghiozdan se arată îngrijorat. Iar a început un an și o să fim mereu plecați. Mihăiță e iar la școală și când vine scrie mult. Toată ziua curtea-i goală, eu pe cine să ascult? Dar de mâine să mă ascund în ghiozdanul lui cel mic și am să fiu și eu la rând, să mai stau cu el un pic. Miau, vreau să stau în clasă, să fiu lângă Mihăiță. Știu că doamna nu mă lasă, dar voi sta lângă portiță. Bravo, bravo! Ia tu de sucă, ora dintre pauze.
Bravo! Programul nostru aproape s-a terminat. Vreau să precizez, n-am vrut să spun de la început, faptul că atunci când a sosit acel volum la mine în clasă și am lansat ideea, numai cine a vrut din cei 32 de copii, cei care s-au oferit voluntari, au venit aici. Indiferent de talentul pe care l-au, eu i-am acceptat și ați văzut că toți sunt talentați. De asemenea, ei și-au ales poeziile, nu le-am ales eu. Eu a trebuit să le așez cumva structurate pe poezii matematice, numărători, animăluțe, copii și școală. Și a trebuit așa. Și ar fi vrut tot volumul să-l recite, dar timpul ne presează. Deja am recitat, v-am ținut 20 de minute. Un singur lucru am vrea să mai spunem și am plecat. Știm că astăzi este o dublă sărbătoare. În primul rând, lansarea acestei cărți și una și mai mare este Ziua Doamnei și copiii vor să vă cânte la mulți ani și toată lumea crește. Pe care doamna o împlinește astăzi. Noi îi spunem mulți ani, cu sănătate, mulți ani creativi și cât mai frumoși. Doamne, și cine știe, să ne întâlnim și la 6-a, și la 7-a, până la 10-a. Cel puțin. Ce volum de poezii. Poate și ceva proză pe viitor? Am pregătit pentru perioada următoare ceva, dar deocamdată să spun pentru început, mulțumesc din suflet celor care au venit. M-ați bucurat nespus de mult. Copiii mi-au făcut în elementul meu, de mulți ani n-am fost în elementul meu, am cântat cu ei și am așa, exact așa se făceau sărbările când și eu eram cu copii.
Mi-a plăcut foarte mult episodul ăsta, să-l țin minte multă vreme. Pentru că tuturor l-am așa. Și mulțumesc mult firmei Carrefour, care ne-au făcut cremă pe nas de dulce. Așa ne-au dat prin doamna viceprimar să făcut un aranjament acolo, de am reușit să intrăm în posesia dulciurilor. Așa. Și mulțumim pe calea asta. De asemenea, mulțumesc doamnei gazde a noastră, care eu chiar pot să-mi fac, vă spun un secret acum, să știm numai noi și restul lumii, eu pot să-mi fac o lansare de carte în turnul episcopiei. Oamenii tot aici se vor aduna, pentru că ei știu că eu aici îmi fac lansări de carte. Așa că suntem obișnuiți aici. Eu iubesc foarte mult oamenii care lucrează aici, în general, toată lumea care produce, care lucrează. Și spre surprinderea mea, am o foarte mare bucurie când vin și văd tablouri pe pereți, pentru că prietenii mei pictori, cum le zic eu, așa au tot timpul grijă să aducă ceva frumos pentru a fi văzut cu drag de cei care vin și pentru mine. Așa. Eu sunt aici prezent, vreau să rog pe doamna Mihaela să mă treacă pe statul de plată acolo, că eu sunt locatar. Eu sunt prezent aici. Mă bucur foarte mult când văd că oamenii vor să vină și îi interesează. Cel puțin astăzi a fost o surpriză extraordinară pentru mine cu copiii, sincer să fiu. A fost exact ceea ce îmi doream eu. Știam că vor veni așa oameni să vadă un eveniment cultural, dar așa de frumos desfășurat cu copii a fost extraordinar, exact ca pe timpurile cele bune și frumoase. Am întâlnit aici oameni pe care chiar mi-i doream să-i văd și să-i cunosc. Așa, știm noi despre cine vorbim. Am la mine pe lista de prieteni o doamnă, uit cum o cheamă, și mă gândeam așa, are înfățișarea unui îngeroare, dacă o întâlnesc am să o recunosc, și chiar am avut ocazia astăzi să o văd aici. Așa. Aici am cunoscut și m-am reîntâlnit cu doamna de la Biblioteca Municipală, care se ocupă și de latura cu copii, ne întâlnim destul de des. Așa, prietenii mei de la Bacău, poetul Prisăcaru Nelu și soția lui, oameni care vor să citească, să vadă ceva frumos. O colegă de-a mea de liceu, iarăși o doamnă profesoară, care, așa, domnul Prindirișanu, care iată, ne întâlnim după atât amar de vreme și foarte bine. Deci ne întâlnim cu oameni valoroși. Dar, după părerea mea, pentru că și eu am lucrat cu copii, consider că cel mai nobil, fie cu iertare pentru celelalte domenii de activitate, cel mai nobil domeniu de activitate este cel de cadru didactic. Acolo se șlefuiesc caracteri, acolo se formează de mici. E foarte greu, spuneam tocmai doamnei, că așa e de greu să ții în mână niște copii. Ați văzut cât de greu să... Ce să mai... Asta este într-adevăr, trebuie să fii născut cu talentul ăsta. Și îmbinând talentul de șlefuitor de caractere cu cel de aranjarea cuvintelor în pagină, dă ceva frumos care luminează mintea, luminează sufletul, este o plăcere și o bucurie. Puteți mai ceva de mulțumire cuiva? Dacă nu, mai lăsăm și altora cuvântul, da, sunt care așteaptă. Ce vreau să mai adaug, că doamna spunea că întotdeauna o să vină lumea aici, pentru că știe că aici lansează dumneai tot timpul. A reușit să îmbine atât de frumos arta, frumosul de pe perete, cu arta și scrisul din cărțile domniei sale. Și a avut tot timpul parte, sau a fost o reciprocitate, putem spune. Tot timpul am avut expoziții deosebite, mi-aduc aminte expoziția domnului Mihai Olteanu, expoziția domnului Leteanu din acest an, da? Și iată, de data aceasta, expoziția domnului Florin Mircea Zaharăscu, rumașcanul nostru sculptor și pictor. Și la evenimente naturale, fenomeni naturale, exact. Suntem asociați. Da, așa este, la vernisajul domnului Zaharăscu a fost, da, așa un eveniment natural mai deosebit. Așa este. Dar, după cum a pomenit și doamna, avem și câțiva invitați speciali. Doamna Iulia de la Stolăriu, de la bibliotecă, și pe care am să o rog frumos să ia un pic cuvântul, că trebuie să și vorbim un pic despre cărțile doamnei, așa, cu critică, cu mai puțin critică, vedem acuși, iar mai târziu o să-l rugăm și pe poetul Ion Prisecaru de la Bacău. Da, se întorc și copiii. Să vedem. Vă rog. Luați loc, dacă... Vă rog, luați loc. Asta ca să stau și eu. Mulțumesc mult! Foarte puțin, ca să nu...
Se spune că nu există o rețetă care poate, în care poate fi scrisă o carte pentru copii și asta o spunea scriitorul Sfântin Preanu, cunoscut în literatura pentru copii. Însă operele literare adresate copiilor au totuși ceva în comun. Conțin o anumită căldură și generozitate părintească, emană prietenie, apelează la procedee artistice precum umorul, tandrețea, fascinantul. Pe lângă toate acestea, ilustrația vine să înțelegească conținutul și să sublinieze celor mici personajul sau textul în sine. Reușita unei cărți pentru copii ține de talent și de inteligența scriitorului. Iar universul copiilor știm cu toții că este foarte complex. Ei aud mai întâi și apoi citesc basme și povești. Volumul autoarei din această seară face parte din categoria literaturii pentru copii. Volumul conține 45 de poezii și ilustrații pentru copii, un volum destinat, cum este menționat și în titlu, dat de autoare, copiilor zglobii. Poezia este accesibilă copiilor, este auzită de aceștia. Versificația din cărțile pentru cei mici nu trebuie confundată cu poezia ca artă. În volumul doamnei Foghel de Elena găsim texte accesibile și potrivite cu vârsta și preferințele școlarilor mici, iar pentru o memorare rapidă a textului sunt folosite versuri cu rime. Poeziile autoare încântă și atrag pe copii prin muzicalitatea versurilor. Dacă frunzele se duc galbene și moarte, unde ar fi puii de cuc? Unde ar sta la noapte? Prima toamnă. Poezia oferă copilului un univers de gândire și sentimente, de dorințe și îndrăzneli, ajută copilul să-și îmbunătățească vocabularul. Tematica poeziilor din acest volum este diversă. De la gâze, gărgărița, păsări, povestea rațelor, animale, motanul Miron, azurel, ursulețul poznaș, neunica, veverița, anotimpul, cireșar, toamna, matematica simplă, nicușor, trei frați, steluțele, pisoi, șase rândunele, cloșca, opt, mere, nouă, bobocei, adunarea, jocurile, podul de piatră, școală la școală, copiii singuri, aici este o temă sensibilă pe care o găsim în volumul de poezii, deci în poezia Mihu, și în rugăciunea de intrare în volum, atinge deci plecarea părinților în străinătate și sufletul sensibil al copiilor rămași singuri. Veți găsi în volum mai multe poezii cu și despre viețuitoare. Autoarea, mamă și bunică, știe că lumea plină de farmeca animalelor și micilor viețuitoare captează interesul copiilor. Poezia despre animale este receptată de copii prin antropomorfizare, astfel încât prietenii aceștia sunt un fel de alter ego al copiilor, care le evidențiază propriul lor eu în fața diferitelor împrejurări de viață. Copiii se regăsesc în multe din poeziile autoarei, fie că se roagă, fie că se joacă, fie că merg la școală. Autoarea oferă modele de simțire și conduită celor mici. Nu trebuie să uităm că cei mici au un nivel scăzut de înțelegere a operei literare, dar ei posedă calități native și își modelează gustul estetic prin citit și educație. Acest volum ar putea fi considerat o carte didactică prin conținut. Ea se dovedește a fi un instrument educativ de influențare benefică a minții și registrului afectiv al tinerilor preșcolari și școlari. Vă felicit! Iar ca idee originală, așa aveam eu în minte pentru mine, să zicem, la niște povești pentru copii, e foarte fain să le citiți textul unor copii de vârsta celor care au fost aici și să-i pune să deseneze și puteți pune la cartea dumneavoastră imaginea care au desenat-o copilor, bineînțeles, selectând. Da, așa a fost programul. Și foarte frumos. Dar atâta, deci felicitări. Da, 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 mulțumesc. Dar imaginea m-a deranjat ca adult, da? Așezarea, pentru că trebuia textul și imagine, text și imagine. Da. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Foarte bine. Ia să vedem, domnul Secaru, ce mă ziceți? Așa de... În primul rând, vă spun bună seara și vin cu un calduros salut al bacului către dumneavoastră, dragi și frumoși omașca. O fac vinovată pe prietena deosebită,
care este și îndrumătoarea mea, ca să mă pronunț cât se poate de elastic, de frumos. Este vinovată pentru că, prin evenimentele astea, am venit cu deosebită plăcere, cu mare drag, să întâmpinăm un eveniment, sau două evenimente, așa cum s-a și menționat, pentru că, de când ne-am cunoscut, împreună cu soția, suntem nelipsiți de la aceste evenimente, cu gândul să o revedem, cu gândul să ne mai transmitem vorbe calde și bune și, în același timp, să ne dăm câte un optimism fiecăruia pentru continuitate. Primul eveniment, acela de sărbătorirea zilei de naștere, este categoric pentru noi un eveniment de maximă importanță, nu? Și aș face o nuanțare, că într-o zi târzie de toamnă s-a născut o floare rară care, prin frumusețe, talent, spiritualitate, transformă această zi cețoasă de toamnă într-o zi de primăvară. Privind celălalt eveniment, lansarea cărții, vreau să vă spun că m-a dus printr-un tunel al timpului și m-am regăsit în anii aceia frumoși ai copilăriei, care, sigur, nu știu dacă se vor mai întoarce, că n-au cum. Ori acest lucru mi-a stârnit din nou frenezia aceea copilărească și aceea sensibilitate, care, de fapt, și noi am văzut-o, dezinvolți, frumoși. Cu toții trăim aceste momente și ne bucurăm că este unică prin forma dânsei de a crea și de a face din ceva, ceva frumos. Și acest lucru ne face și pe noi să vedem lucrurile mai frumos, mai roz, mai plăcut și să retrăim anii aceia frumoși din viață. Din acest punct de vedere, îi spun de asemenea, cât se poate de multe volume în continuare, creație susținută, cât talent este suficient și inspirație la fel. Mulțumesc mult! Îmi pare rău că sunteți mai puțini astăzi. De obicei, când vine prietenul meu la discuții despre acest lucru, sunt mai multe femei. Dar de data asta am să accentuez și de data aceasta să țineți cont de un singur lucru. Indiferent la ce vârstă sunteți, să știți să vă alegeți prietenii, chiar cât ajungi la 70 de ani și ai nevoie de niște cuvinte de astea drăgăstoase. Deci, vă recomand să vă găsiți prieteni pe măsură. Mulțumesc mult, prietene, și îți doresc și eu la fel mult succes și spor în tot ce faci de acum înainte. Între noi, așa. Doamna viceprimar, doamna profesor Roxana Iorga, vă rog să... O lecuță așa, parcă asta cu gânză, dacă să-l fi întâmplat, iar astăzi ne zău. Să fiți sănătoasă, asta îmi doresc din tot sufletul și asta mă doresc. Doamne ajută, da, mulțumesc. Mă pregătisem inițial să vin cu fiica mea. Pentru așa așteptam. Îi povestisem de doamna Foghel, a apucat să citească cartea, dar pentru că mâine este etapa județeană, Lumina Mat și nu s-au terminat de rezolvat toate problemele, aveam o temă de făcut până la ora 19, dar am regăsit într-o poezie de-a doamnei și motivul pentru care a rămas puiul meu, beneficiarul poeziilor doamnei Foghel, de altfel. O să înțelegeți, de fapt, și de ce a rămas. Elevul miau se numește poezia. Doi ochi mici dintr-un ghiozdan se arată îngrijorați, iar a început un an și o să fim mereu plecați. Mihăiță iar la școală, Antonia iar la școală. Și când vine scrie mult, toată ziua ai curtea goală. Eu pe cine să ascult? Dar de mâine o să mă ascund în ghiozdanul lui cel mic și am să fiu și eu la rând. Să mai stea cu mine un pic. Miau, aș vrea să stau în clasă, să fiu lângă Mihăiță. Știu că doamna nu o lasă, de aceea o să stau lângă portiță, că tot era vorba de Cleopatra mai demult. Recunosc că s-a întâmplat ceva în sufletul meu în momentul în care am cunoscut-o pe doamna Foghel. Nu știu, poate mi-a adus aminte de cineva din viața mea pe care am iubit-o cu tot sufletul. Poate am simțit căldura mamei, poate, nu știu, ceva s-a întâmplat.
n-am recunoscut până acum, pentru că n-am avut ocazia. Vreau să îi transmit cu ocazia aceasta că e în sufletul meu acolo undeva. Și că o respect foarte mult și o aștept cu surprize și mai multe de acum încolo. Dacă tot vine perioada Crăciunului, să se gândească poate la o întâmplare cu Moș Crăciun. Pentru că mergând prin școlile din Roman, chiar am auzit o grămadă de variante. Și mă gândesc că ar fi un subiect, cred, din prisma doamnei, foarte hazliu, poate, de... Da, amintirii de Crăciun. Exact. O seară plăcută. Îmi cer mii de scuze că n-am putut fi de la început. Sper să mă ierte. Totuși m-am văzut. Până la urmă, mare drag, vă doresc din tot sufletul meu. Mulțumesc mult și pentru sprijinul pe care mi-ați dat prin firma. Nu eu, prietenii dumneavoastră dragi. Știu că da, sigur prieteni. Cu mare drag. Mulțumesc mult. Cadre didactice, mercatia așa. Cartea cu bine de undă, că nu se dezmin. Mulțumim. Dar, cadrele didactice nu se dezmint. Ele trăiesc pe aceeași lungime de undă. Și indiferent pe ce planetă ar fi sau pe ce continent, dintr-un capăt de țară în celălalt capăt de țară, cadrele didactice se desting imediat. De ce? Prin exteriorizarea sentimentul și afecțiunea. În general, mamele, femei și învățătoare, profesoare, educatoare, dar și bărbații ca profesori, aceeași lungime de undă conlucrează și se formează un fel de comuniune. Și totdeauna îți dai seama când ai de-a face cu un cadru didactic. Așa și eu cu doamna Vogel. Eram copil și mi-a atras odată atenția că nu-i bine să fac ceea ce am făcut. Am trecut peste lucrul ăsta ca după aceea să-mi confirme soțul dumnei, care mă cunoștea mai foarte bine, și atunci mi-am dat seama că doamna e cadru didactic. Noi suntem cu corectările. Și relațiile de viață, mai ales poeziile, așa cum și mama Nata, doamna Rusu, a lansat câteva cărți de poezie pentru copii, același lucru face doamna Vogel, prin sentimentul de a-și exterioriza, în primul rând, trăirea de mamă, după aceea trăirea de educatoare și cadru didactic. Vă mulțumesc și în continuare. Vă mulțumesc. 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 A spus un lucru deosebit, pentru că în zilele noastre, când în școală este, să zicem așa, o lipsă până la urmă de atragerea acestor cărți este chiar binevenită, pentru că se apropie sărbătorile, cum spunea și doamna viceprimar. Recomand cadrelor didactice să facă cadouri aceste cărțulii, spre exemplu. Sunt rare cărțile de copii în zilele noastre și un lucru extraordinar ceea ce a făcut doamna Vogel și noi credem că trebuie să o încurajăm și să încurajăm și cadrele didactice și pe copii să citească, să se întoarcă un pic la cărțile de altă dată. Nimic nu se poate compara cu răsfoitul unei cărți. Să mai lăsăm tableta, să mai lăsăm telefonul și să începem să răsfoim și o carte. Eu zic că ar trebui profesorii ușor, ușor și m-ar fi greu. Sunt părinții de acasă. E grea educația unui copil, e dificil, dar cu o carte se pot face minuni. Și e minunat ceea ce face doamna Vogel, pentru că ne oferă o minune acum. Iar aceste poezii merg la sufletul copiilor, mici și mari. Vă rog, vreți să mai povestiți ceva? Cum a apărut ideea cărții pentru copii, după cele 4 volume, pentru noi cei mai mari, așa? Inițial, eu am început să scriu pentru Rare și pentru nepotul meu.
acum de când am eu de 26 de ani pe el nepot. Dar eu lucrând cu copiii, făceam lecțiile la zi, scriindu-mi eu textele, pentru atunci erau cărți, metode, procedee de didactice, ca așa se întâmpla și atunci ca și acum. Dar eu consideram că să fiu mai aproape de copiii mei, îmi făceam eu singură, am o colegă care astăzi probabil nu a reușit să vină, Mariana Zalucavski, care este din perioada mea, cunoaște, da, cunoaște foarte bine modul nostru de a prezenta atunci. Mergeam în sate îndepărtate, unde acolo nu aveai de ce să te legi. Trebuia să-ți faci singur, să chema atunci, nu ca acum proiect de lecții, să chema plan de lecții și să împărțea foaia în două și să scria ce fac în ora cu tare, ce, dar știți, domnul, așa, voie, Victor. Și trebuia acolo să vii cu... Uneori nu aveai de ce să te legi, trebuia să-ți faci singur, să scrie singur materiale. Noi, eu aveam bătături la degete, tăind, cred că vă aduceți aminte, decupam figuri pe care le puneam la numărat, la prezentat, la, cu imagini, desenam singuri, ne făceam imagine, planșele singuri. Deci, ca să fi lucrat cu copii în perioada aceea, era într-adevăr o muncă de... Eu niciodată nu ajungeam acasă cu salariu, de exemplu. Când mă întreba mama, măi, tu când ai să vii cu bani și tu vreodată? Dar mă întorceam înapoi cu sacoșile pline, cu caiete, cu creioane. Eu din banii mei le cumpăram, să plângea cineva de unăs că are probleme cu creioanele, cu nu știu. Zic, dar eu tot timpul căram eu de acasă, le duceam lor. Ca să ai rezultate la școală, probabil că în orice domeniu, nu numai aici, trebuie să știi să te implici și să fii activ acolo unde ești, dacă îți place meseria pe care o faci. Și de aceea vreau să revin la poezii. Eu scriam poezii pentru ei ca să-i atrag. Făceam cântece și scenete, cum a fost azi, a fost extraordinar. M-am dus exact în perioada aceea pe versurile mele. Copilor le-a plăcut, apoi venea perioada când trebuia să facem anumite povestiri, că trebuiau îmbrăcați într-un fel. Atunci mama săracă era disperată că știa că nici hainele nu mai erau, că le decupam și făceam la copii fustițe. Vorbeam cu doamna, prietena mea de la Bacău, că și dânsa a lucrat în învățământ, tot așa făcea de acasă, din, cu hârtie creponată, nu știu ce, ca să avem. Făcând eu, zic, nu erau sacrificii pentru mine, pe atunci nu se știa de așa ceva, era ceva frumos. M-am trezit cu un domn inspector de la Bacău, că noi aparțineam de Bacău, era regiunea Bacău atunci, și a venit la ore să vadă cum mă descurc. Eu eram și eu foarte tânără, pe lângă că ei vieții de ei erau catolici, îmi spuneau o tată, două tați, că nu știu să vorbesc corect. Un pisică, doi pisici. Un pisici, așa, doi, mai mulți pisici. Trebuia să îi ții din scurt, să faci cu ei. Ei toate au ieșit foarte bine și spre surprinderea fostului meu director, că la Pildește am făcut primii ani, prisecarul chema, am fost singurul om care în perioada aceea eram necalificat, că eram suplinitor, eu făceam, studiam, eram la institut fără frecvență. Așa, am primit un premiu de 50 de lei, 500 era atunci. Da, 500. Așa, și cu felicitări deosebit de mari că am reușit să am o clasă așa de bine pregătită și cu tot ce le trebuia, cu hăinuțe, cu îmbrăcăminte speciale pentru momentul respectiv care trebuia prezentat. E, sigur, pe urmă m-a tras că cine poate lasă-i mai dăm, că așa se întâmplă în orice domeniu, așa. M-au numit și secretar cu TC pe comună. Of, asta a fost sfârșitul zilelor mele. Trebuia să-mi pun niște cizme de cauciuc, să las, era activitate extrașcolară, să las clasa și să mă duc să fac adunare. Și domnul știe că tot în domeniul lucrat, să adunăm tineri din sat, să facem dansuri, să facem pregătiri, așa, să adunăm tineretul, că trebuia. Și a doua zi dimineață, de la gazdă, de acolo, de înghețată de frig, iar ia copiii, lucrează cu ei. Dar era frumos că eram tineri, erau alte situații, alte condiții, nu stăteam cu frica zilei de mâine, era asigurat un loc de muncă atunci, hai că sunt nostalgică politic și aici nu-i bine. Așa de data asta. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați ascultat, că ați venit să ne vedeți și dorim să vă vedem în continuare. Mulțumesc mult, doamna primar, zic eu, așa. E așa îmi place mie să vedeți. Așa îmi place.